Temperaturile din următoarele zile vor fi ceva mai scăzute decât regimul termic ridicat înregistrat anterior, iar vântul ar putea să dea bătăi de cap în unele regiuni. Sâmbătă, vremea se va răci cu peste 10 grade în unele regiuni, astfel regimul termic trece sub cel normal al datei, în special în regiunile extracarpatice. Întâlnirea masei de aer rece cu cea caldă și umedă ce vine din zona Mării Mediterane aduce ploi din partea de sud și sud-vest a țării. Sunt ploi temporare și în general slabe și vânt în rafale, ce va accentua și mai mult senzația de rece. La amiază la Giurgiu nu vor fi mai mult de 90 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar vântul va fi insistent. Duminică vom avea tot vreme răcoroasă pentru prima decadă a lunii aprilie în cea mai mare parte a țării. Peste zi cerul va fi încărcat de nori, vântul va fi destul de alert și va ploua în sud și în sud-vest și doar pe arii restrânse în celelalte regiuni. Termometrele nu arată mai mult de 8-9 grade Celsius la Giurgiu, adică e mai rece cu aproximativ 10 grade față de mediile multianuale. La începutul săptămânii viitoare, vremea se încălzește, luând contând pe maxime de la 11 la 18 grade Celsius, dar sunt prognozate și ploi izolate. Astfel, sâmbătă la Bolintin, Mihăileș, Ghimpas și Hotarele se vor înregistra 9 grade Celsius, în timp ce la izvoarele Comana și Giurgiu 10 grade Celsius. Pentru duminică, la Bolintin, Mihăileș, Ghimpas, Hotarele și izvoarele, meteorologii spun că vom avea 10 grade Celsius, în timp ce Comana și Giurgiu 11 grade. Luni se vor înregistra la Bolintin, Mihăileș și Ghimpas 16 grade, la Hotarele și izvoarele 17, iar la Comana și Giurgiu 18 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 8 km pe oră din direcția nord-vest. Presiunea atmosferică va fi de 754 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 65%. Apele Dunării sunt în scădere cu 5-15 cm, cota probabilă fiind 170 cm.